Dar când vine vorba despre statutul nostru în relația de dragoste, Iuda spune că suntem iubiți, cei ce sunt iubiți, și folosește prezentul perfect în mod continuu. El spune, ai fost chemat în eternitate trecut, da? Și ești iubit de Dumnezeu în mod constant. Ai fost iubit atunci când ai fost chemat, dintotdeauna, în inima lui Dumnezeu, tu ești un iubit al lui Dumnezeu, dar dragostea aceea persistă în mod activ. Tu acum ești iubit de Dumnezeu. Tu acum, scump credincios, le spune Iuda, în această persecuție. Romanii vor să te omoare. Predicatorii mincinoși vor să te excludă din biserică. Și tu trebuie să știi că ești un chemat al lui Dumnezeu care chiar în mijlocul persecuției ești în mod continuu iubit de Dumnezeu. Foarte important pentru ei să înțeleagă această încurajare. Foarte minunat pentru noi să știm că hotărârea lui Dumnezeu în eternul trecut aduce cu ea o dragoste care va persista pentru eternul viitor. Că suntem iubiți în mod continuu și că nu va exista un timp în care nu vom fi iubiți de Dumnezeu. Foarte mult se predică despre faptul că da, Dumnezeu a făcut o alegere cândva, dar după aia depinde de tine. Depinde și de tine. Dar depinde de faptul că Dumnezeu te iubește în mod continuu. Nu te-a iubit doar cândva, nu te-a iubit doar la cruce. La cruce este dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu față de tine. Dar El te iubește și acum, în mod continuu și în mod activ. Ai fost chemat și ești iubit. Și întotdeauna vei fi iubit de Dumnezeu. Și Iuda spune că lucrul acesta se dovedește și prin faptul că cei chemați și cei iubiți în mod continuu sunt păstrați. Iuda spune că sunt păstrați pentru Iisus Hristos.